Vă salut și în seara aceasta cu pacea Domnului Isus Hristos. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că și în această seară a făcut posibil să putem să fim împreună, iar Cuvântul lui Dumnezeu să ajungă în casele dumneavoastră. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că numărul celor care ne privesc crește pe zi ce trece. Și foarte multe suflete se întorc la Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne folosește și pe noi. Așa Slabi cum suntem. Spune Domnul că un vas de cinste, ca vasul să fie de cinste, trebuie ca olarul, cel care l-a făcut, să-i dea preț. Dacă Domnul n-ar fi cu noi, dacă Domnul nu ar trimite mesajul, pe care să-l împărtășim cu dumneavoastră, nu am putea face nimic. De aceea, toată slava și mărirea îi se cuvine doar lui. Aș vrea să citesc, pentru început, Psalmul 126. când a adus Domnul înapoi pe și de război ai Sionului. Parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu apoi pe prinșii noștri de război, ca pe niște râuri în partea de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se va întoarce cu veselie când își va strânge snopi. Iubiții mei frați, este timpul să semănăm cu lacrimi. Ca apoi să strângem cu bucurie snopii pentru împărăția lui Dumnezeu. Avem copii, avem soți, soții, Bunici, părinți care încă sunt departe de Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă și în această seară să stărui în rugăciune pe genunchi, să plângi între tindă și altar, pentru ca familia de pe pământ să fie completă în împărăția sa. L-am rugat pe Domnul să-mi spune mesajul care va fi transmis în seara aceasta. Iar astăzi, așa face Domnul, exact în ultima zi, a venit răspunsul. Ieri nu știam, alarta, nu știam cum se va numi. Iar astăzi, pe la ora 9 și jumătate, 10, deja am văzut cum Duhul lui Dumnezeu mă conduce către un text. Și am fost convins că mesajul din această seară este acesta. Ești sănătos, frate? Îl rog pe Domnul să trimită Duhul lui și să mă conducă prin cuvântul acesta. Iar eu să stau în spatele lui. Și cuvântul să fie plin de viață. Și multe suflete care se va întâlni cu acest cuvânt, să se întoarcă și să strălucească în împărăția lui Dumnezeu. Vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Împreună cu mine. În Cartea 2 Samuel, la capitolul 20. Versetele 1 până la 13. Mesajul se numește Ești sănătos, frate? 2 Samuel, capitolul 20, versetul 1 la 13. Pagina 347. Acolo era un om de nimic, numit Sheba, fiul lui Bicri, Beniamitul. El a sunat din trâmbiță și a zis, Noi n-avem nicio parte cu David, nicio moștenire cu fiul lui Isai. Fiecare la cortul său, Israele. Și toți bărbații lui Israel s-au depărtat de David și au urmat pe Sheba, fiul lui Bicri. Dar bărbații lui Iuda au rămas credincioși împăratului lor și l-au însoțit de la Iordan până la Ierusalim. David a intrat iarăși în casa lui la Ierusalim. Împăratul a luat cele zece țiitoare pe care le lăsase pentru paza casei și le-a pus într-o casă sub pază. A îngrijit de ele, dar n-a intrat la ele și au fost închise până în ziua morților trăind în văduvie. Împăratul a zis lui Amasa, cheamă peste trei zile pe bărbații lui Iuda și tu să fii de față aici. Amasa a chemat pe Iuda. Amasa a plecat să cheme pe Iuda, dar a zăbovit peste vremea pe care i-o hotărâse împăratul. David a zis atunci lui Abishai, Sheba, fiul lui Bicri, ne va face acum mai mult rău decât Absalon. Ia tu însuți pe slujitorii stăpânului tău și urmărește-l ca nu cumva să găsească cetăți întărite și să se ascundă dinaintea noastră. Și Abishai a plecat urmat de oamenii lui Ioab, de cheretiți și de peletiți, și de toți vitejii au ieșit din Ierusalim ca să urmărească pe Șeba, fiul lui Bicri. Când au fost lângă piatra cea mare, care este la Gabaon, Amasa a ajuns înaintea lor. Ioab era încins cu o sabie pe deasupra hainelor de război, cu care era îmbrăcat. Ea era legată la coapsă și sta în teacă. Și când a înaintat Ioab, sabia a alunecat. Ioab a zis lui Amasa, Ești sănătos, frate? Și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute. Amasa n-a luat seamă la sabia care era în mâna lui Ioab. Și Ioab l-a lovit cu ea în pântece și a vărsat măruntaele pe pământ, fără să-i mai dea o a doua lovitură. Și Amasa a murit. Ioab și fratele său Abishai au urmărit pe șeba fiului Bicri. Un bărbat dintre oamenii lui Iuda a rămas lângă Amasa și zicea, Cine vrea pe Ioab și cine este pentru David?" să urmeze pe Ioab. Amasa se rostogolea în sânge, în mijlocul drumului. Și omul acela, văzând că tot poporul se oprește, a tras pe Amasa din drum, pe un câmp, și a aruncat o haină pe el. Când a văzut că toți cei ce ajungeau lângă el se opreau. După ce a fost luat din drum, fiecare a urmat pe Ioab ca să urmărească pe Sheba, fiul lui Bicri. Ești sănătos, frate? Aș vrea să fiți cu mine în seara aceasta și să urmăriți prezentarea aceasta. Pentru că veți vedea în relatare în mesajul acesta pe care îl vom avea împreună, că Ioab, cel din vechime, nu s-a schimbat și îl întâlnești și în timpul tău și al meu. Spune că acolo era un om de nimic, numit Sheba, fiul lui Bicri. Iubiții mei frați, eu nu știu cu ce se ocupa omul acesta de nimic. Probabil că omul acesta se ținea de nimicuri. Un om de nimic. Și de numele tatălui său, fiul lui Bicri. Se pare că Sheba acesta nu făcea cinste părintelui său, Bicri. Iar omul acesta de nimic, Sheba, nu avea teamă de Dumnezeu. Era un om. Nelegiuit. Spune că el a sunat din trâmbiță. Să știți că oamenii de nimic îi veți găsi pe toate drumurile. Iar oamenii de nimic, să știți că nu sunt muți. Și oamenii de nimic au trâmbițe cu ei. Da, oamenii de nimic le plac să facă spectacol să fie priviți, să fie admirați. Și uitați-vă ce face acest om Sheba. Sună din trâmbiță. Iar după ce sună din trâmbiță, lasă trâmbița jos. Și ține o cuvântare scurtă. Spune că noi nu avem nicio parte cu David, nicio moștenire cu fiii lui Isai, fiecare la cortul tău Israel, scurt și cuprinzător. Noi nu avem nicio parte. Iubiții mei frați, aș vrea să vă dau exemple de oameni de nimic. La procesul Domnului Isus Hristos, le-a trebuit niște oameni care să declare minciuni, să vorbească minciuni despre Fiul lui Dumnezeu. Și-au căutat și și-au dat seama că sunt o, cat, o categorie de oameni poate să facă această. să împlinească această dorință a lor. Iar categoria aceasta de oameni se numeau oameni de nimic. Și au mers la acești oameni de nimic, oameni fără rușine, oameni fără Dumnezeu, oameni fără căpătâi. Și spune că au venit doi oameni de nimic. Și au mințit acolo. Spune că dacă mințeau, dacă nu li se potriveau minciunile, ei trebuiau să... Ai vrut să-i scoți ochiul, să-i să scoată ochiul. Asta era legea mozaică. Până atunci la Domnul Iisus Hristos așa se procedase. Ai vrut să-L omori. S-a dovedit că e nevinovat și tu ai mințit. Mortul. Să nu ai nicio, nici o milă de oameni aceștia. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Și s-au găsit doi oameni de nimic care au început să mintă cu nerușinare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că nici nu li se potriveau, nu li se potriveau minciunile. Și marele preot a trecut cu vederea și au mers mai departe pentru că avea un plan să moară unul decât să moară tot norodul. Aceștia sunt oamenii de nimic. Pe care îi găsim peste tot. Alt exemplu. Via lui Nabot. Ahab vede o vie mănoasă și merge la Nabot și spune, vreau via ta. Și Nabot spune. E via părinților mei, nu pot să-ți o dau. Chiar dacă ești tu împăratul, nu pot să-ți o dau. Și merge el trist acasă și Izabela văzându-o spune stai liniștit. Să voi da eu. Și spune că această femeie nelegiuită a trimis să caute niște oameni de nimic care au mers oamenii aceia și au declarat noi l-am auzit că a blestemat pe împărat, că a făcut cadres. Pe mărturia acestor oameni de nimic, Nabot a fost omorât cu pietre. Aceștia sunt oamenii de nimic. Iar Sheba, fiul lui Bicri, făcea parte din această categorie de oameni. Spune că a sunat din trâmbiță și a ținut cuvântarea o cuvântare scurtă. Și spune că toți bărbații lui Israel s-au depărtat de David și au urmat pe Sheba, fiul lui Bicri. S-a făcut o coadă mare în spatele acestui om de nimic mai ceva ca la moaște, ca la boca, ca la... S-a făcut -o tot Israelul. A trecut în spatele acestui om de nimic. Israele la corturile tale. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că doar Iuda, seminția lui Iuda, i-a rămas credincioasă. David a intrat iarăși în casa lui, la Ierusalim. Împăratul a luat cu cele zece țitoare pe care le lăsase pentru paza casei. Iubiții mei frați, haideți să vă spun ce s-a întâmplat cu aceste țitoare. Când împăratul David a intrat la Batșeba și a păcătuit omul acesta cu această femeie, încercând să ascundă păcatul, să dribleze conștiința. Atunci apare prorocul Natan, trimis de Dumnezeu, Și după ce îi spune acea istorioară în care David se condamnă singur, Nathan îi spune că ce ai făcut tu pe ascuns? Va veni cineva din casa ta, se va ridica cineva din casa ta, tu ai făcut pe ascuns. Dar acel cineva va face păcatul care l-ai făcut tu pe acoperișul casei, în văzul tuturor. Așa s-a întâmplat. Aceste zece țiitoare -ți pe care David le lăsase acasă să aibă grijă de casă. Absalon. Își despre ele este vorba. Le necinstise. La porunca lui Ahitofel, sfătuitorul lui. Aș vrea să vă spun despre aceste zece țitoare. Toată viața lor au rămas închise într-o casă, arest la domiciliu, păzite, hrănite, iar aceste țitoare, aceste femei frumoase, ale lui David au murit acolo, în văduvia lor, fără să poată ieși din casa aceea. Spune că împăratul l-a chemat pe Amasa. Aș vrea să vă spun că Amasa acesta nu era oricine, ci Amasa acesta era conducător al seminției lui Iuda. Era căpetenie. Și David îl cheamă pe Amasa și spune, cheamă tot Israelul în trei zile să fiți la mine și tu, Amasa, să fii împreună cu ei. Vreau să vorbesc cu voi. Amasa a plecat, Amasa ascultă pe împărat. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu ca zăbovit peste vremea pe care eu ceru se împăratul. Iubiții mei frazi. În timpurile acelea, călătoria nu se facea cu mașini, cu avioane, cu în timpul acela se mergea pe jos, pe măgari, cămile, cai, catări. Iar omul acesta se pare că a întârziat. N-a avut timp să anunțe toată seminția lui Iuda. David se confesează lui Abishai și spune că șeba acesta ne va face mai mult rău față de cum ne-a făcut copilul meu, Absalom. Și atunci, Abishai, împreună cu fratele său, Ioab, comandant, general, pornesc pe urmele acestui Sheba, care întorsese poporul, tot Israelul, de partea lui. Și pornesc să-l ucidă pe acest șeba, om de nimic. Dar în drumul lor, oamenii aceștia au popozit la o piatră, la piatra de la Gabaon. Înainte să merg mai departe, vreau să vă spun ceva. Acest Ioab și Abishai erau nepoții lui David. David, toată viața lui, i-a fost teamă de acești viteși. Țeruia, mama lor, sora lui David, avea trei fii, Asael, Ioab și Abishai, oameni puternici, oameni care nu se dăteau înapoi de la orice ar fi. Oameni cu un sânge rece, care pentru ei un om nu avea preț. Și oamenii aceștia, cei doi frați, pornesc să le execute pe cel care a chemat poporul de partea lui. Și în drumul lor, oamenii aceștia spune că când a fost lângă piatra cea mare, care este la Gabaon, Deodată, Amasa a ieșit înaintea lor. Probabil Amasa se întorcea. Ioab era încins cu o sabie pe deasupra hainelor de război cu care era îmbrăcat. Sabia aceea era legată la coapsă și sta în teacă. Și când a înaintat Ioab, sabia a alunecat. Iubiții mei frați, cum s-a alunece sabia? Da, sabia vrea sânge. Iar Ioab nu se dă într-o parte, ci omul acesta se apropie de acest om curat la suflet, căpetenie a lui Iuda, îmbrăcat în ținuta aceea de război. Și în timp ce se apropie de el, spune că a început să-i ia alunece, i-a alunecat sabia care era prinsă la coapsă. Și Ioaba zis lui Amasa, ești sănătos, frate? Și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute. Iubiții mei frați, când l-a văzut Amasa pe Ioab, Amasa era căpetenie în, în Iuda. Ioab era comandant și el, general de război. Și oamenii aceștia când s-au întâlnit, prieteni fiind, nu i-a trecut prin cap lui Amasa niciodată că Ioab va avea gânduri să le execute mișelește. Și în momentele acelea spune că Ioab a întins mâna dreaptă să-l apuce de barbă. Și l-a apucat de barbă să-l sărute chipurile. Ești sănătos, frate. Se pare că acest om, Amasa, l-a privit în ochi și nu s-a uitat că mâna stângă, era stângaci, Dătea bine și cu stânga și cu dreapta, Ioab. Mâna stângă era deja pe sabie care scăpase din teacă și alunecase ușor. Și omul acesta probabil s-a îndreptat către Ioab, s-a plecat către Ioab să-l sărute. Iubiții mei frați, câți în lumea aceasta, câți în lumea aceasta, nu privesc la frate, la fratele lor și de sânge, și de corp, și de credință, având o încredere oarbă în el, fără să aibă habar că omul acela în mintea lui îl vrea mort. Ioab și Amasa, oamenii aceștia probabil au mâncat împreună, erau de, din același popor, aveau aceleași obiceiuri, aceeași credință, același Dumnezeu, probabil cântase cântările Sionului împreună, probabil se rugaseră împreună, iar omul acesta a avut o încredere amasă în Ioab oarbă. Și omul acesta n-a privit la... Nici nu s-a nu i-a trecut prin minte să privească la mâna lui Ioab. S-a plecat către Ioab și omul Ioab îl prinde de barbă chipurile să-l sărute, iar cu mâna stângă. Spune că a înfipt sabia cu putere. Și n-a fost nevoie să-i mai dea o lovitură, pentru că amasa a căzut în drum. Iubiții mei frazi, vreau să vă spun că în timpul din urmă s-au înmulțit Ioabi, se ridică precum ciupercile din pământ. Ei nu mai știu în cine să ai încredere stai de vorbă cu un prieten și povestești și după ce termină de vorbit cu tine se întoarce și te cântă prin frații mei trăim niște vremuri tulburi în care copilul lui Dumnezeu ar trebui ca singur prieten adevărat să-l aibă pe Domnul Iisus Hristos. Spune Biblia, vaide de omul acela care își face prieteni mulți. Cel mai bun prieten, care nu te va vinde niciodată, care nu poartă sabie și suliți. Este Fiul lui Dumnezeu care și-a dat viața pentru tine și mine, ca noi să putem fi mântuiți prin El. Amasa Spune că n-a luat seama la sabie. Pentru că el se uita în ochii lui Ioab. Îmi vorbește Ioab. Ioab știa să joace teatru, să știți. Pe Ioab îl găsiți peste tot. Peste tot. Inclusiv în biserici. Inclusiv la Anvoane. Inclusiv peste tot. În toate bisericile, toate denominațiunile religioase. Ioab este prezent. Ioab, pe timpul comunismului, își vindea frații pentru o jumătate de pâine în plus. Iar frații lui erau persecutați și măcelăriți pentru că Ioab știa să vorbească, să dicteze, știa să dea informații. Ioab. Doamne, ferește-ne de Ioabii acestei lumi, care în față îți spun una, iar în spate te așteaptă cu sabia scoasă din teacă. Am n-a seama la sabie, care era în mâna lui Ioab. Și Ioab l-a lovit cu ea în pântece și a vărsat măruntaiele pe pământ, fără să-i mai dea o a doua lovitură. Și Amasa a murit. Ioab și fratele său Abishai au urmărit pe Sheba, fiul lui Bicri, mai departe. Au plecat mai departe, nu s-a întâmplat nimic. Da, s-au spălat pe mâini și merge mai departe. Ce contează încă un om mort? Miile acestea, unii nu se cunoaște, măcar că omul acesta era o căpetenie în Iuda. Un bărbat dintre oamenii lui Ioab a rămas lângă masa și zicea, cine vrea pe Ioab și cine este pentru David să urmeze pe Ioab? Să știți că Amasa nu a murit imediat. Măcar că cuvântul lui Dumnezeu spune că a murit, dar până să moară, spune că amasa se rostogolea în sânge, în mijlocul drumului. Probabil lovitura nu a fost mortală, ci a tot lovitură să se mai chinuie, să piardă mult sânge. Nu s-a găsit nimeni să spună, frate, eu n-ai făcut bine. Nu, toți au fost de partea lui. Observăm, Că spune că tot poporul a plecat după Ioab și Abishai și au mers mai departe. În timp ce amasa se zvârcolea și se zvăita acolo în sânge și pământ amestecat cu măruntaie și tot poporul se oprea, era îngrozit de fapta pe care o făcuse Ioab. Dar ce? E prima abatere la Ioab. Au omorât Ioab și pe fiul împăratului, pe Absalon. Ce atâta? Un om în plus. Amasa se rostogolea în sânge, în mijlocul drumului, și omul acela, văzând că tot poporul se oprește, a tras pe amasa din drum, pe un câmp, și a aruncat o haină pe el, când a văzut că toți cei ce ajungeau lângă el se opreau. L-au dus mai departe, să, să nu-l vadă nimeni. Să nu și așa, poporul s-a oprit pe drum și. Da. Dacă poporul mai stă și îl privește pe acest om, probabil că poporul își va face o părere rea despre Ioab. Haide să-l să acoperim pe Ioab un pic. Și l-au luat și zice că l-au târât. Nici nu l-au luat în brațe. Și l-au luat și l-au târât și l-au dus pe un câmp. Probabil omul nu era mort. Și l-au târât. Măcar că și Amasa era copilul lui Dumnezeu. Măcar că și pentru acest suflet scump. Iisus Hristos plătise un preț. L-au dus pe, pe un câmp și să nu-L mai vadă și să nu-L mai audă nimeni când strigă și geme de durere. Și au luat o haină și spune cuvântul lui Dumnezeu că au aruncat-o. Au aruncat-o. N-au mai pus. Au aruncat-o acolo. Cum o cădea? Să cadă. Au aruncat-o peste el. Să nu-l mai văd pe ăsta. Dar ce a făcut Amasa, frate Ioab? Ți-a greșit cu ceva? Cine te-a trimis pe tine, Ioab? Să iei viața acestui copil al lui Dumnezeu. Sunt mulți astăzi care își permit ca și Ioab, fără ca împăratul să-i trimită să facă aceste nelegiuiri pe care le face Ioab. După ce l-au luat din drum, spune că fiecare l-a urmat pe Ioab. oamenii aceștia. Își făcuseră un Dumnezeu din Ioab. Oamenii aceștia n-au avut puterea să spună Ioab. Nu este bine cum ai procedat. Noi ne întoarcem la împărat. Nu este bine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că toți oamenii au pornit după Ioab, lăsându-l pe masa, singur, pe câmp, învelit, cu o haină. Iubiții mei frați, vă spuneam că pământul în timpul din urmă e plin, e plin de oameni ca Ioab care sunt gata să, să, te sărute, dacă se poate, pe obraz, așa cum a făcut-o Iuda mai târziu, în grădină, sărutând pe Mântuitorul și vânzându-l pe 30 de adginți. Pământul e plin. Aș vrea să răspund ceva celor care... le plac vitejia lui Ioab, care vor caracterul lui Ioab. La final să știți că Ioab a plătit și a plătit cu viața lui. În 1 Împărați, capitolul 2, versetul 32. Aș vrea să citesc. Antei Împărați, capitolul 2, versetul 32. Da. Solomon îl trimite pe Benaia, să-l omoare pe Ioab. Dar Ioab nu vrea să iasă afară din templu. El se prinde de coarnele altarului și spune, nu vreau să ies afară, o moară aici, dacă poți. Și Benaia se întoarce înapoi la Solomon și spune, nu vrea, ce să-l omoare acolo? Și Solomon îi spune, mergi. Versetul 32 spune Domnul va face ca sângele lui să cadă asupra capului lui pentru că a lovit pe doi bărbați mai drepți și mai buni decât el și i-a ucis cu sabia fără să fi știut tatăl meu David pe Amner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Israel și pe Amasa, fiul lui Eter, căpetenia oștirii lui Iuda. Acest Ioab, cu sabia, a omorât mulți oameni curați la suflet. Și să știți că de sabie a avut parte la final. Benaia se întoarce și îl execută acolo, ținându-se de coarnele altarului. Iubitul meu ascultător, tu care poate vezi în Ioab un actor, ceva bun, care îți place să-i joci rolul, să te ferească Domnul de sfârșitul acestui om. Te chem în numele Domnului, toți acei care ascultați această prezentare. să ne apropiem de Dumnezeu și să-i slujim cu credincioșie. Iar când vom vedea venind, așa zici prieten la noi, să ne întrebe de sănătate, să rugăm pe Domnul, ca Domnul să facă lumină, să ne vorbească ce fel de prieten, ce fel de om este acesta, ce dorește de fapt el de la mine. Să ne dea Domnul putere, în aceste timpuri, să deosebim prietenul adevărat de acești prieteni falși, care, pentru câțiva arginți, e în stare să-ți ia viața. Domnul să ne binecuvânteze. Domnul să facă ca acest mesaj să rămână în mintea noastră, să vorbească conștiinței noastre. Iar dacă am fost până acum de partea lui Ioab, în mulțimea aceea, dacă am ținut partea lui Ioab și am pornit cu el mai departe, în drumul lui, să-l caute pe șeba fiului Bicri, să facă Domnul, să ne întoarcem din gloata aceea. Și să slujim doar lui Dumnezeu, care este prietenul nostru adevărat. Dumnezeu să te binecuvânteze, ascultător, drag, și să facă din tine bucuria mântuirii sale. La aceasta să ne ajute Domnul pe toți. Amin. În seara aceasta avem patru cereri pentru rugăciune. Treile avem de săptămâna trecută, iar una o avem de astăzi. Aș vrea să plecăm capetele și să ne rugăm împreună pentru aceste patru suflete. Tatăl nostru care ești în ceruri și care ai fost cu noi prezent aici, îți mulțumim, Doamne, pentru că ne călăuzești prin cuvânt și ne spui, Doamne, că tu ești prietenul nostru cel adevărat în care putem avea încredere în tine și putem să spunem tot ce avem pe suflet. Binecuvântează-ne, Doamne, cu înțelepciune și să te venem pe tine, dintre mii și mii de prieteni care se declară că sunt prietenii noștri, să te alegem pe tine și să slujim cu credincioșie pe drumul acesta către casă. Doamne, în seara aceasta, te rog, Doamne, să fii pentru mama aceasta care am vorbit cu dânsa din Spania, care are doi băieți Binecuvântează-i copiii, Doamne. Dă-le sănătate. Și fă, Doamne, ca acești doi băieți, pe care îi iubește foarte mult, să se întoarcă din toată inima la tine și să slujească cu credincioșie ție, Doamne. Doamne, te rog să deschizi inima, să deschizi ochii acestor fii, să vadă rugăciunile mamei lor și lacrimile ei care curg necontenit. Pentru ca ei să se întoarcă și să te aleagă pe tine ca prietena lor și să-ți slujească în aceste vremuri târzii. Doamne, pun înaintea ta pe Ciasar Coca. Sora aceasta binecuvântează, Doamne. Binecuvântează-i copiii și ajută-o, Doamne, ca să fie o mamă în Israel, iar copiii aceștia să fie câștigați în împărăția ta. Te mai rog, Doamne, pentru Uțu Rodica. Binecuvântează și femeia aceasta și pe Jenica și Mariana și dă-le putere să slujească ție și nu mai ție și să se încreadă în tine. Deschide-le ochii și ar... fă Doamne, să vadă, fă să vadă că Revenirea ta este foarte aproape și mai avem foarte puțin timp pentru a ne pregăti. Ajută, Doamne, să se întoarcă la tine până se va trage linia aceea, până harul se va închide și să fie găsite curate, scrise în cartea vieții, aprobate de tine în împărăția ta. Te mai rog pentru Elena Pârvu. Doamne, noi nu-i cunoaștem. Nu cunoaștem aceste persoane care vor să ne rugăm pentru ele. Binecuvântează femeia aceasta. Binecuvântează-i copiii. Fă-o, Doamne, să vadă copiii în ea. Să te vadă pe tine, Doamne. Iar învățăturile pe care le va da copiilor ei să fie învățături care izvoresc din cuvântul tău, din Sfânta Scriptură și copiii aceia să fie câștigați pentru cer. Binecuvântează, Doamne, pe toți ascultătorii noștri și fă, Doamne, ca în această seară, această prezentare să vorbească mai departe conștiinței noastre și să ne încredem de aici înainte doar în Tine. Și doar ție să slujim. Câte zile vom mai avea pe pământul acesta? Îți mulțumim, Doamne, că ne asculti, și că ești bun, și că vei rămâne cu noi pe mai departe. Și numele tău să fie mărit și lăudat. Amin.